Bună seara, domnule Săndoi, cum explicați meciul, prestația, rezultatul? Bun, cred că a fost un joc spectaculos, cu multe goluri. Cred că a fost o propagandă bună fotbalului făcută astăzi. Așa, eu sunt puțin nemulțumit pentru că am avut mai multe scăpări pe fază defensivă. Inadvertențe care până la urmă ne-au costat. Dar am început bine, jocul după aceea am avut o perioadă mai modestă, ne-am și văzut egalați, ne-am văzut conduși, iar la fel am intrat în joc, asta și odată cu intrarea unor jucători în teren care au schimbat puțin fața jocului. Am egalat, meciul se ducea spre un rezultat de egalitate și eu mă gândeam că poate o să intrăm în prelungiri. Mă gândeam cu groază, ca să fiu sincer, că o să intrăm în prelungiri, pentru că am văzut totuși două echipe stoarse pe final de joc. Leite. Da, stoarse, efectiv. A fost un sezon foarte, foarte greu pentru toată lumea. Noi, iar la fel, astăzi, exact cum discutam și înainte de meci, am avut mai multe absențe. La un moment dat a trebuit să facem multe mutări. Am venit și cu niște jucători, de exemplu Laurențiu Corbu, care este un jucător important și care nu mai jucase de foarte mult timp. El a intrat câteva minute la o singură dată în campionat și vă dați seama, o singură dată a jucat în acest campionat. Dar arată echipa altfel cu cei trei de la Viitorul, nu? Da, era altceva și cu Neguț, cred că ar fi fost altceva. Încercați un sentiment de frustrare așa, ținând cont de cazul celor trei? Da, îmi pare rău că n-am putut să-i folosim. Vă dați seama că îmi pare rău. Dar, per total, sunt mulțumit așa de evoluția pe care a avut-o echipa în tot campionatul. Astăzi, v-am zis, am făcut multe greșeli individuale. Poate că mă așteptam în unele momente să greșim, dar nu de maniera în care am făcut-o. Ce faceți? Rămâneți? V-ați înțeles? Sau de mâine încolo, cum zic toți, să treacă noaptea? Eu am avut niște discuții de principiu cu conducerea clubului. Vă dați seama că e foarte important ca să rămână o mare parte din jucătorii pe care i-am avut. Bineînțeles că mi-aș dori să nu plece niciunul dintre jucătorii care au dus greu campionatului. Acum rămâne de văzut. Ce pot să spun? În principiu, da, pentru că este și o muncă pe care am făcut-o noi, și noi, alături de jucători, un an de zile. Acum ei cred că sunt obișnuiți cu modul nostru de lucru, cu cerințele pe care le avem de la ei în funcție de calitățile pe care le au. Și vă dați seama că nu ne-am dorit să ne despărțim de niciunul dintre ei. Dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Seară bună! Toate cele bune!